Vă salut, dragii mei elevi! Continuăm astăzi să vorbim despre dramaturgie, arta de a scrie piese de teatru, de a le pune în scenă și de a le interpreta. Vom urmări subiectul, speciile genului dramatic, comedia, particularitățile comediei. Vă rog să vă amintiți despre prima voastră vizită la teatru. Vă aflați în sală, cortina a fost trasă, personajele sunt în scenă, descrieți primele impresii. Ce vă atrage atenția mai întâi? Decorul sălii? Cel al scenei? Muzica, personajele? De ce ați ales anume această piesă? Sunt sigură că ați rămas impresionați de jocul actorilor, dar și de experiența unică pe care ați trăit-o. Pentru că teatrul înseamnă metamorfoză. Un artist se transformă în șoarece sau în ce vrea el. Poate rămâne veșnic un copil care se joacă permanent. Opera dramatică este mai întâi de toate un text scris, care urmează a fi jucat în scenă. Opera ce imită viața, imită în primul rând acțiunea lingvistică, vorbirea umană și efectele ei. Pe scenă, imitația este dublă. Autorul imită situațiile de comunicare din realitate, el doar mimează actul de vorbire care nu îi aparține, ci este al personajului, căruia îi se substituie pe parcursul spectacolului. Comedia este o specie a genului dramatic, concepută în versuri sau proză, care satirizează aspecte ale societății, slăbiciuni umane sau prezintă situații hazlii, provocând râsul. Cunoscută și sub numele de dramă satirică, comedia s-a născut din sărbările închinate lui Dionisos. După ce recolta strugurilor lua sfârșit, țăranii alcătuiau un buchet public gălăgios și pestriț numit Cosmos de unde, în timp, a derivat termenul de comedie. Participanții purtau țipătoare costume grotești, se împodobeau cu frunze pe cap și organizau procesiuni de-a lungul satelor. Schimburile acestea de cântice, glume și replici au prezentat manifestările primitive ale unei noi direcții în teatru. Scopul, mai mult sau mai puțin declarat al comediei, a fost și a rămas acela de a satiriza și a îndrepta comportamente morale, atitudini frecvent întâlnite în societate prin apelul la o categorie estetică consistentă, comicul. Deosebim comedia de alte specii literare dramatice după următoarele trăsături. Are acțiune veselă și deznodământ fericit. Comicul este principalul element ce deosebește comedia de alte specii literare ce aparțin genului dramatic. Comicul reprezintă o categorie estetică fundamentală care desemnează una dintre atitudinile existențiale în fața vieții. Conflictul este derizoriu, personajele confruntându-se cu probleme aparent importante. Personajele sunt ridiculizate, inferioare din punct de vedere moral. Comicul rezultă din situații, caracterul personajelor, contrastul dintre aparență și esență, limbaj. Modurile de expunere utilizate sunt dialogul și monologul dramatic. Intenția autorului este de a critica anumite defecte umane, urmărind îndreptarea lor. Reprezentații ai comediei sunt Aristofan, Molière, Shakespeare, Eugen Ionescu, iar unul dintre cei mai cunoscuți dramaturgi români este Ion Luca Caragiale. Dramaturg, novelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român. Fiica dramaturgului, Ecaterina Logade, îl descria un surâs stricător, o scripire în coada ochilor, o față luminată de o minte ageră care nu se odihnea niciodată. În continuare, vă propun să descoperiți personalitatea lui Ion Luca Caragiale. Ziarist. Între 1868 și 1870 începe să publice în gazetele politice și umoristice de orientare liberală Ghimpele, Telegraful, Asmodeu și este gerant responsabil al Alegătorului Liber între anii 1875 și 1876 sau corector la Unirea Democratică 1876-1877. Între anii 1877 și 1881
colaborează cu articole, reportaje, note sau traduceri la ziarul politic al Unii Miștilor, Timpul, și tot acum frecventează ședințele Junimii, în revista căreia îi va publica, alături de Mihai Eminescu și Ion Creangă, principalele sale piese de teatru. Marin Bucur scria despre Ion Luca Caragiale. În publicistică mai este o față, de cele mai multe ori ascunsă în anonimatul de până acum al paginilor de ziare, anume o față gravă, preocupată până la neliniște și frământare interioară de destinul nostru național, pe fundalul mișcării politice confuze, superficiale, improvizate și irresponsabile. Scriitor publică următoarele comedii: 1879, Noapte furtunoasă; 1880, Conul Leonida față cu reacțiunea; 1885, O scrisoare pierdută; 1885, Nele Carnavalului; 1890, Napasta, dramă; 1889, Teatru, volumul 1; 1901, Momente și schițe; 1907, Din primăvară până în toamnă; și 1910, Schița nouă. Prin modul de a scrie și prin diversitatea preocupărilor, articolele politice ale lui Ion Luca Caragiale au devenit sinteze satirice concentrate. O mișcare caracteristică a făcut să alterneze observația de moravuri cu generalizarea și cu construirea ironică de tipuri. Director de teatru. În stagiunea 1888-1889, Caragiale este director general al teatrelor, calitate în care se ilustrează, în ciuda dificultăților sistematice, ca un foarte exigent regizor și organizator. În vârstă de numai 36 de ani, a deschis stagiunea la 1 octombrie 1888 cu comedia Manevrele de toamnă, în care interpreții au obținut succes remarcabil. Nefiind sprijiniți de câțiva mari actori dramatici ai timpului și sabotat de unele ziare bucureștene, Caragiale s-a văzut nevoit să demisioneze în 1889, înainte de începerea stagiunii următoare, după ce dovedise totuși evidente resurse de organizator și nebănuită energie. Despre directorul de teatru Ion Luca Caragiale, Virgil Brădețeanu spunea: Caragiale a prilejuit atât actorilor cât și directorului de scenă momente revelatoare, punând în valoare natura personajelor și sensurile piesei. Omul de teatru Caragiale l-a ajutat pe dramaturgul Caragiale să facă pe deplin înțelese intențiile prin interpreți, acțiuni și imagini scenice. Urmând atent repetițiile și expunând principii artistice, a intervenit cu observații, sugestii sau discuții utile atât interpreților cât și directorului de scenă. Când voia să fie mai elocvent, juca el însuși împreună cu actorii sau alături de ei. Stimulați astfel, toți îl urmăreau cu interes, având certitudinea performanței artistice, iar Caragiale, văzându-i, exprima deseori cu bucurie: „Măi, dar știi că o să fie frumos!” La data de 6 octombrie 1884, însoțit de Titu Maiorescu, Ion Luca Caragiale a citit la aniversarea Junimii, la Iași, O scrisoare pierdută, iar la 13 noiembrie, în prezența reginei, premiera piesei s-a bucurat de un succes extraordinar. Această piesă de teatru este o comedie de moravuri, politice, sociale, familiale, iar titlul ei are în vedere pretextul în jurul căruia se dezvoltă întâmplările, pierderea unei scrisori de amor. Acțiunea se desfășoară în capitala unui județ de munte. Tema o constituie prezentarea vieții social-politice dintr-un oraș de provincie în preajma alegerilor pentru cameră, în lupta electorală, antrenându-se atât forțele politice cât și ale opoziției. Comedia are 4 acte și cuprinde o serie de întâmplări ale farsei electorale din anul 1883, în care sunt angajate toate personajele: Ștefan Tipătescu, prefectul județului; Zoie Trahanache, Zaharia Trahanache, soțul Zoiei; Nae Cățavencu, avocat, directorul ziarului Răcnitul Carpaților; cetățeanul turmentat; Dan Danache, luptător pentru putere; Farfuridi, avocat, membru al Comisiului Agrar; Brânzovinescu, membru al Comisiului Agrar. Dragii mei,
Opera și, în general, personajele din O scrisoare pierdută sunt bine cunoscute fie prin lecturi succesive, fie prin reprezentări repetate pe toate scenele românești, fie prin spectacole televizate. Vă îndemn, deci, să redescoperiți cea mai lucidă și inteligentă comedie românească. Pentru a înțelege linia de subiect, vom urmări momentele apariției și reluare a problemei scrisorii în opera. Zoia Trahanache pierde scrisoarea. Cetățeanul turmentat găsește scrisoarea și o citește sub felinar. Cațavencu o fură, o folosește ca armă politică, îi amenință pe Trahanache, Tipătescu și Zoie cu publicarea ei. Cațavencu o pierde în timpul încăierării inițiate de Tipătescu. Pentru a recupera scrisoarea, Trahanache găsește o soluție. Zoie îi propune lui Cațavencu un schimb și scrisoarea revine la Zoie. Pe tot parcursul operei, scrisoarea devine un personaj, despre care Mircea Zaciu spunea: e simbolul echivoc al unei realități pentru Zoie și Tipătescu, care știu că ea există, al unei similii realități, documentul cu care amenință public Cațavencu, și al unei pseudo-realități, un simplu fals, o plastografie în versiune acreditată de Trahanache. În economia dramatică, ea e totodată un pretext existent înainte declanșării evenimentelor, un intratext acționând tot timpul dedesubtul periferiei și un supratext ca simbol ce trece peste accepțiunile acordate pe rând. Și tot prin intermediul scrisorii descoperim conflictul operei, care constă în confruntarea pentru puterea politică a două fețe opuse, reprezentanții partidului aflat la putere, Ștefan Tipătescu, prefectul județului, Zaharia Trahanache, președintele grupării locale a partidului, și Zoie, soția lui Trahanache, și gruparea constituită în jurul lui Nae Cațavencu, avocat ambițios și proprietar a ziarului Răcnitul Carpaților. Conflictul se declanșează, evoluează treptat, se acutizează și se stinge, antrenând cu sine conflicte secundare, cu rolul de a evidenția complexitatea primului. De exemplu, Farfurite și Brânzovinescu intră în dispută cu Tipătescu, cu Zoie și cu Trahanache, temându-se că vor fi trădați. Apar dimensiuni chiar între Ștefan Tipătescu și Zoie în privința susținerii candidatului Lunae Cațavencu. O operă, cum este cea a lui Caragiale, reprezintă o mare tentație pentru comentatorul dornic să-i pună în valoare bogăția și diversitatea. Dar totodată, el trebuie să respecte adevărul textului și să opteze doar pentru câteva din direcțiile posibile ale lecturii. Actul critic trebuie să realizeze echilibrul dintre libertatea interpretării și constrângerea pe care o exercită textul, afirma George Călinescu. În continuare, dragii mei, vă propun să aduceți argumente în sprijinul ideii că O scrisoare pierdută aparține genului dramatic și este o comedie, să descrieți un alt mod în care ar putea evolua întâmplările, să realizați o compunere descriptivă în care să prezentați decorul unui act al piesei așa cum vi l-ați imaginat în timpul lecturii, în limita a 1,5-2 pagini de caiet. Dragii mei elevi, vă urez succes!